venit pe canalul meu Croșetăm cu Geo. Astăzi vă voi arăta cum se lucrează acești minunați fluturași. Să începem. Vom începe mai întâi cu partea albă. Lăsăm un capăt mai lunguț. Punem firul pe croșetă. Facem un prim ochi de lanț. Acum ridicăm 9 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. Am lucrat cele 9 ochiuri de lanț. Acum din ochiul 2 vom începe și vom face piciorușe scurte în fiecare ochi. Câte un picioruș scurt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Facem așa până ajungem la capăt. Am ajuns la capăt. Când ajungem la capăt, vom avea 8 piciorușe scurte. Ridicăm 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. Vom tăia firul. Tragem un pic de fir și îl tăiem scurt. Am făcut o antenă. Acum vom face și pe cea de-a doua antenă cu firul care l-am lăsat mai lung. Vom folosi pentru a face cea de-a doua antenă. Băgăm croșeta în ochi. Vom începe și vom face 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. Am făcut cele 5 ochiuri de lanț. Acum tăiem firul. Îl tăiem scurt. Și acum vom începe să facem aripioarele. Pe acesta îl voi face roz. Nu în primul ochi, în al doilea ochi. Introducem croșeta. Punem firul. Scoatem firul prin ochi. Facem un prim ochi de lanț. Și mai ridicăm 8 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acum vom da firul de 4 ori după croșetă. O dată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori. În același ochi vom băga croșeta. Vom scoate fir. Și începem să scoatem prin două bucle de pe croșetă, prin următoarele două bucle, prin următoarele două bucle, prin următoarele două bucle și prin următoarele două bucle. Acum dăm firul de 3 ori după croșetă, o dată, de 2 ori, de 3 ori. Introducem croșeta în același loc, scoatem fir și iarăși trecem prin câte două bucle de pe croșetă. Mai facem așa încă 3 ochi, încă 3 piciorușe, dăm firul de 3 ori după croșetă, introducem croșeta în ochi, scoatem fir, trecem prin 2, prin 2 și prin 2, iarăși prin 2. Vom mai face încă un astfel de picioruș. Dăm de 3 ori după croșetă, introducem croșeta în ochi. Scoatem prin 2, prin 2, prin 2 și prin 2. Acum facem 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. Și unim în același ochi cu piciorușul alunecat. Acum ne ducem în următorul ochi. Băgăm croșeta. Facem picioruș scurt. În următorul ochi băgăm croșeta și facem picioruș alunecat. Și vom începe cealaltă parte a aripioarei.
Vom face 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. Vom da firul de 3 ori după croșetă și în același ochi introducem croșeta, scoatem fir, trecem prin 2, prin 2, prin 2 și prin 2. Dăm de 3 ori după croșetă, introducem croșeta, scoatem fir, trecem prin 2, prin 2, prin 2 și prin 2. Mai facem încă un picioruș, dăm de 3 ori după croșetă, scoatem fir, prin 2, prin 2, prin 2 și iarăși prin 2. 5 piciorușe scurte, 5 ochiuri de lanț, pardon, 1, 2, 3, 4, 5. Și în același ochi, băgăm croșeta, scoatem fir, facem piciorul și alunecat. Acum, vom face și celelalte aripioare de pe partea asta la alta. Vom face 2 ochiuri de lanț și ne vom muta pe partea asta la alta. Vom înumăra ochiurile de pe partea asta la alta. 1, 2, 3, 4. În al 5-lea ochi băgăm croșeta, facem un picioruș alunecat și vom începe și vom repeta ca la aripioara asta la altă. 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. Și iarăși, dăm de 3 ori după croșetă, introducem croșeta în ochi, scoatem fir, prin 2, prin 2, prin 2 și prin 2. Mai facem încă 2 piciorușe de acestea. Am mai lucrat încă 2 piciorușe în același ochi. Acum facem 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. Și tot în același ochi introducem croșeta, luăm fir și trecem firul pe ochiul de pe croșetă. Am făcut un picioruș alunecat. Acum vom face un picioruș scurt în următorul ochi. Și în următorul ochi un picioruș alunecat. Și acum vom începe să facem aripioara asta la altă. Vom face 5 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5. Vom începe și vom face de 3 ori după croșetă. Dăm iarăși de 3 ori după croșetă. Introducem în același ochi. Scoatem prin câte 2. Dăm iarăși de 3 ori după croșetă. Producem în același ochi, scoatem iarăși prin câte 2. Acum dăm de 4 ori după croșetă, o dată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori. Introducem în același ochi, scoatem fir și trecem prin câte 2. Vom face 8 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Și în același ochi introducem croșeta, scoatem fir și facem piciorușa alunecată. Vom face un ochi de lanț, tăiem firul, vom ascunde firul în lucru, băgăm prin ochiurile de lanț și scoatem firul de câteva ori până îl ascundem în lucru. Am băgat firul în lucru de câteva ori. Acum restul de fir îl vom tăia. Îl vom tăia și pe cel de aici care ne-a rămas. Și ia uitați, este gata fluturașul meu. Sper că v-a plăcut. Dați click pe abonare și pe clopoțel, dragile mele. Sper să lucrați alături de mine. Vă mulțumesc!
și pe data viitoare. La revedere!